Știu chifream? Da, hai să vă spun. Interiorul are ceva verde, dar nu pot să descriu gustul. Am de uzaut bor. Uzaut bor, n-am de uzaut fie. După 5 ore de mers cu autobuzul, am ajuns în... O mașină șmecheră are băiatul. Look, disco! Yeah. Disco style. Acesta este McDonald's-ul din Luxor. Acolo este templul din Luxor. Salutare, dragi prieteni! Mă aflu pe Sheraton Street în Hurghada. Sunt la un mic restaurant local, unde o să iau micul dejun. O să mănânc ceva tradițional. Full falafel. Nu știu, nici nu știu ce conține exact, dar o să văd acum. Domnul mi-a adus mâncarea. What is that? Beans. Beans. Yes, beans and that salad. That is falafel? Yes. Falafel. Știu chifream? Interiorul are ceva verde, dar nu pot să descriu gustul. Am mergea o salată de vinete. Asta este full. Este făcut din boabe de fasole. S-ar putea să fie un fel de fasole bătută. Este o fasole bătută cu multe condimente, dar chiar bun. Să încercăm vinetele. O să iau așa cu chifteluța asta. Foarte bun. Care este planul pentru azi? Astăzi o să plec către Luxor. Oh! Sorry. Habar n-am unde merge minibusul ăsta. Dar m-am urcat din el. Am ajuns în zona bazarului Al-Dahar Bazar. Și m-am întâlnit cu un băiat super de treabă aici, care știe română. Am rămas uimit. Niciodată să nu te prietenești cu unul de ăsta, că nu mai scap de el. Uite cum se ține după mine. Unde merg eu, vine și el. Salut, România! Salut. Îmi pare rău că am pierdut sunetul aici, camera a avut ceva probleme. Acel puș până la urmă m-a ajutat, a sunat un prieten, iar prietenul acestuia este Mahmud, cel mai bun prieten al lui Marian Adventure. Mahmud mi-a recomandat să merg cu gobasul, pentru că este cel mai sigur și cel mai rapid mod de a ajunge în Luxor. Așa că i-am urmat sfatul. Am stat puțin de vorbă cu Mahmud, prietenul lui Marian Adventure din Hurghada. Mi-a zis să mă duc cel mai bine cu GoBus-ul. A început să fie foarte cald afară. Și mi-a zis Mahmud că în Luxor este și mai cald. Se zice că e o bombă. Bomba! 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 La noi în țară așa se transportă buteliile. Am ajuns la piața de legume și fructe din Dahar. Este imensă. Haideți să vă arăt. O țalartea, bă, bă! £6.50 portocalele. 6 lire jumate. Vă pun aici cât face. How much is the 1 kilo? 10. 10 lire bananele. Thank you. Căpșunile, am întrebat mai devreme, sunt 12 lire kilogramul. Roșiile sunt 2 lire jumate, iar castraveții sunt 4 lire, sunt mai scumpi. Wow.
Wow! Ia uitați cât de mare este căpșuna aceasta. Wow! Cred că n-am văzut în viața mea căpșună mai mare. Oh, very good. No, no, no. This is Alexandria. How much? How much? How much? 1 kilo. 15. 15. 1.5. 1. Give me 15. How much? 5 pounds. Dă-mă de 5 lire aici câteva. Big, big. Big. No, 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 big. No. No. Okay. Big. No. Big. It's too much. Thank you. Fix aici este și o măcelărie. Ia uitați cum țin carnea. Aceasta este o pulpă de vită. O ține înfășată cu o pânză albă ca să nu se pună muștele. Thank you. 105 lire kilogramul de carne de vită. Vă pun în descriere cât face. Mai departe. Vai, cât... Ia uitați câtă varză de mare. N-am văzut în viața mea asta varza de mare. How much? 1 kilo. Yes. 15 pounds. 15 pound. Yeah. 15 lire kilogramul. Thank you. Îmi place mirosul de aici pentru că miroase legume și a fructe proaspete, așa. Foarte plăcut. Hello. English. How much one? One chicken. 30. 1 kilo 30. 1 kilo 30. You cut it here for me? Yes. Yes? Okay, thank you. Okay. Deci un kilogram de pui costă 30 de lire. Mm. Gondora. 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 Thank you. 2 pounds de kilo. 2 pounds. Yeah. Thank you. 2 lire kilogramul. 50 de bani. Pe bune? Kilogramul de roșii este 50 de bani? Thank you. În imediat apropierea pieței de legume și fructe este o străduță unde sunt o grămadă de măcelării. Ia uitați cum stă carnea. Atârnată la reclamă. Costă 140 de lire kilogramul. Este carne de vită, aceasta este o pulpă de vită. Thank you. Thank you. Nice to meet you. Aici în spatele meu este stația de autobuz, de unde pleacă autobuzul GoBus. Am luat un bilet către Hurghada. Am luat un bilet către Luxor de aici din Hurghada, pe care am plătit 145 de lire egiptene. Cam 38 de lei. Este ora 1:30 și mai am de așteptat până pe la 3:30. Pierd autobuzul, pentru că nimeni aici nu vorbește engleză. Yeah. Hero 8? It's 8, yeah. It's 8. Yeah, it's 8 too, but I have the media mode. Wow. That's very nice. For better sound. Yes, of course. It's nice. De punctual, autobuzul pleacă la 15:35. Și e cu ăla aproape. După 5 ore de mers cu autobuzul, am ajuns în Luxor. La prima impresie și la prima vedere, mi se pare o nebunie totală. Ia uitați! Mi se pare o nebunie și chiar este. Habar n-am unde trebuie să merg. Nu știu dacă funcționează Uber-ul aici, dar trebuie să ajung la hotel.
Bă, ești nebun! Uber-ul nu funcționează în Luxor. Și am găsit un taxi. Am negociat la 20 de lire să mă ducă un kilometru aproape din zona unde m-a lăsat autobuzul la hotel. Este o agitație foarte mare aici față de Hurghada. Aici mi se pare o nebunie totală. Mi-e foame de mor. De-abia aștept să ajung să las bagajul la hotel și să ies să mănânc ceva. Hai să vadă mașina, ce mașină șmecheră are băiatul. Look, disco. Yeah. Disco style. Yeah. Egyptian disco. Egyptian music. But better for you everywhere. Acesta în spatele meu este hotelul unde stau două nopți în Luxor. Se numește Nefertiti Hotel. O să vă arăt camera în care o să stau la vlogul celălalt. Și pentru că acum este foarte târziu și vreau să mănânc ceva pentru că nu am mâncat decât micul dejun. And this is TikTok. You know what is TikTok? I have YouTube. You have TikTok? Yeah. How old are you? Me? Yes. The 12. 12. Nice to meet you. Okay. Mamă, miroase o oaie aici, să fiu online, mă, cred că carnea este de oaie. Nu contează. Chiar mi-era dor să mănânc de la McDonald's. Mi-am luat un Big Tasty și un cola mare și o porție mare de cartofi, pe care am plătit 100 de lire egiptene, adică vreo 25 de lei. Eu vă mulțumesc că vă uitați la vlogurile mele. Nu uitați să vă abonați, nu uitați să dați un like, un dislike sau comentați. Vă mulțumesc și ne vedem în vlogul viitor. Pa, pa!